într-o țară îndepărtată, în vremuri de mult apuse, dar totuși contemporane, trăia un băiat voinic și isteț pe nume Prâslea Verdele, fiul împăratului Laptisef. Povestea începe într-o zi când împăratul, obosit de viața modernă și de stresul zilnic, hotărâs să organizeze un concurs pentru a găsi cel mai bun hacker din țară. Trebuie să ne asigurăm că serverele noastre sunt protejate, spuse el fiului său. Prâslea Verdele, cu mintea sa ageră și spiritul de aventură, se hotărâ să participe. Concursul consta în a fura cel mai bine păzit obiect digital, sticluța cibernetică a tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Aceasta era deținută de temutul zmeu răutăcios, cunoscut pentru firewall-urile sale impenetrabile și pentru virusii pe care îi trimitea rivalilor săi. Tată, mă voi duce eu să aduc sticluța," spuse prâslea cu hotărâre. Împăratul, deși îngrijorat, acceptă, oferindu-i fiului său un laptop de ultimă generație, cu procesoare magice și conexiune la internet prin fir de aur. Prâslea plecă la drum, cu inima ușoară, dar pe măsură ce se apropia de fortăreața zmeului, simțea cum adrenalina începea să-i curgă prin vene. Ajuns la porțile castelului, găsi un card de acces lăsat neglijent de unul dintre iteiștii zmeului. Zâmbind șmecher, a folosi cardul pentru a intra. În interior, se întâlni cu doi câini cibernetici, pe nume Bit și Byte, care lătrau în cod binar. Nu-ți fie frică," spuse el, deschizând laptopul și aruncându-le câte un os virtual. Distrăgându-i, Prusla trecut mai departe și ajunse în fața serverului central. Aici, firewall-ul zmeului părea impenetrabil, dar Prusla nu era un novice. Folosind un program de hacking de ultimă oră, creat de bunicul său Cybermaestorul, început să spargă codurile și să ocolească măsurile de securitate. După ore de muncă intensă, reuși să pătrundă în camera în care era păstrată sticluța cibernetică. Zmeul răutăcios însă nu era un simplu adversar. Simțind mirosul de intrus, a apărut dintr-o dată în fața lui Prâslea. Cine îndrăznește să pătrundă în fortăreața mea? Tună el, cu ochii strălucind ca două leduri roșii. Eu sunt, Prâslea Verdele, și am venit să iau sticluța cibernetică, răspunse Prâslea, încordându-se pentru luptă. Zmeul se năpustie asupra lui, dar Pruslea, având reflexele antrenate de multe ore de gaming, reuși să evite loviturile. În cele din urmă, reuși să-l păcălească pe Zmeu să intre într-o buclă infinită de coduri malware, captivându-l în propria rețea. Cu sticluța cibernetică în mână, Pruslea se întoarse acasă, unde fu întâmpinat cu mare bucurie. Împăratul Laptisef îl felicită și organiză o mare sărbătoare în onoarea fiului său. Mulțumesc, tată, spuse Prislea. Dar trebuie să ne asigurăm că astfel de pericole nu vor mai amenința regatul nostru. Și astfel, împăratul îl numi pe Prislea șeful securității cibernetice a regatului. Sub conducerea sa, toate serverele și sistemele regatului au fost protejate cu cele mai avansate tehnologii, iar regatul a trăit în pace și prosperitate. Dar nu departe de aceste tărâmuri, într-o altă realitate, exista un loc numit YouTubeLand. Aici, personajele legendare nu trăiau doar în povești, ci și pe internet. Și la Verdele, ca un erou modern, și-a creat propriul canal de gaming și hacking tutoriale. Dragii mei abonați, spuse el într-o zi, astăzi vă voi arăta cum să vă protejați conturile de zmei cibernetici. Cu un zâmbet ștrengar, Prusla a început să explice, atrăgând mii de vizualizări și aprecieri. La finalul fiecărui videoclip, la Verdele avea un mesaj special pentru urmăritorii săi. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Dacă nu, s-ar putea să vină zmeul răutăcios să vă mănânce lățimea de bandă și să vă lase fără Wi-Fi. Și astfel, Prusle a devenit nu doar un erou al basmelor, ci și al internetului, protejând lumea de pericolele moderne și aducând zâmbete pe fețele tuturor. Iar legenda lui continuă să inspire generații întregi, de la copiii care visau la aventuri cibernetice până la adulții care învățau să-și protejeze viața digitală și cu toții trăiră fericiți, navigând pe internet în siguranță până la adânci bătrâneți. Așa că, dragii mei cititori, nu uitați să dați like, share și subscribe. Altfel, cine știe, poate zmeul răutăcios vă va vizita și vă va aduce lag în jocurile voastre preferate.